Român de aproape și român de departe, bun venit la o nouă întâlnire sub genericul articolul 7. Articolul 7, românii din străinătate, Constituția României, care stipulează faptul că statul român sprijină întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor țării și acționează pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identităților etnice, culturale, lingvistice și religioase, cu respectarea legislației statului ai cărui cetățeni sunt. Vă propun să discutăm din nou despre respectarea acestui articol din Legea Fundamentală, despre românii din comunitățile istorice și accesul la învățământ în limba maternă, despre diaspora economică și reinserția românilor care se întorc în țară. În luna noiembrie, anul trecut, sub genericul Tu votezi România, în cadrul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, îl aveam invitat și pe jurnalistul și scriitorul Claudiu Târziu. După aproape un an de zile, este din nou în studioul TVR Internațional, de data aceasta în calitate de președinte al Comisiei pentru Românii de Pretutindeni din Senatul României. Bună seara, domnule senator! Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Iată, a trecut un an, poate ar fi un moment potrivit să facem un bilanț de etapă, v-aș propune eu. Pentru că diaspora este un rezervor imens de oameni de calitate de care țara are nevoie. V-am citat, cred că din perioada în care scriați. Primul mare val de migrație românească fiind înregistrat odată cu mineriada împotriva fenomenului protestatar din piața Universității. Dar înainte de orice, domnule senator Târziu, v-aș propune să ne uităm la trecut, la zestrea culturală și educativă a acestuia și aș vrea să facem un recurs la demnitate și la memorie și să îl evocăm pentru generațiile tinere pe Marcel Petrișor, pentru că când spunem acest nume vorbim despre literatura închisorilor comuniste din România secolului al XX-lea. 32 de ani, nu mai mult, deși pare enorm, au trecut de când s-a terminat cu comunismul în România. Pentru că Marcel Petrișor este un protagonist și un mărturisitor al celor mai cumplite, poate, experiențe la care umanul a fost supus în aproape câți ani? 14 ani de temniță? Aproape 14 ani, da. În cazul lui, în cazul altora, cum a fost Părintele Calciu, Gheorghe Calciu Dumitreasa, au fost 21 de ani. Alții au fost mai norocoși, să le spunem așa, au avut mai puțin. Dar Marcel Petrișor este, într-adevăr, o emblemă a literaturii concentraționare și este un reper al demnității românești. Este un om care a format oameni, ceea ce nu-i puțin lucru. A format oameni și ca profesor. După atâția ani de închisoare, a avut puterea să-și ia viața de la capăt, să facă o facultate până la capăt, începuse trei, medicină, filozofie și în cele din urmă a terminat litere. A fost profesor de franceză la câteva licee importante din București și a format acolo generații întregi, după care nu a încetat să formeze oameni. A avut în jurul domniei sale mereu discipol pentru că era un om plin de dragoste și îi acoperea pe toți cei din jurul lui cu dragoste, îi învăța tot ceea ce știa și le deschidea orizonturi la care ei nici nu puteau visa, pe care nu le puteau bănui. Am cunoscut mulți astfel de discipoli, toți oameni foarte așezați și foarte bine realizați în societatea românească, oameni care nu se văd de obicei la televizor, din păcate. Și am avut fericirea ca și eu, vreme de aproape 26-27 de ani, să fiu în preajma domnului profesor, că așa îi spuneam noi, unii dintre noi, eu n-am putut să-i spun niciodată Marcel, deși a insistat foarte mult să-i spun pe nume, i-am spus tot timpul domnul profesor. Am fost în preajma domniei sale și cred că m-am molipsit cumva așa de felul de a trăi al domnului profesor, de viziunea lui despre lume și viață. O viziune cumva cu rădăcini
arhaice, cu rădăcini foarte puternice în ceea ce înseamnă românitatea noastră, de aici și de peste tot. A fost o binecuvântare pentru mine să-l cunosc și să mă adapt de la izvorul înțelepciunii sale. A fost o fericire să pot face împreună cu Marcel Petrișor o seamă de lucruri în societatea civilă. A fost președintele Senatului Asociației ROS, pe care o conduc până astăzi, de la fondare, și n-am fost foarte fericit să-l conduc pe ultimul drum, dar am avut bucuria că la mormântarea acestui mare, mare patriot și mare creștin român au venit români din toate țările și foarte mulți preoți, peste 30-40 de preoți, mulți călugări și călugărițe. Ocișorul a devenit pentru o clipă centrul lumii românești. N-a fost puțin. Dintr-o altă generație a mai plecat cineva. Mă gândesc la profesorul Răzvan Codrescu. Răzvan Codrescu i-a fost discipol lui Marcel Petrișor. Marcel Petrișor l-a și descoperit pe vremea când Răzvan Codrescu avea 9 ani. Răzvan Codrescu, pentru cei care nu știu, a fost unul dintre mari gânditori ai conservatorismului românesc, ai direcției de dreapta românești, naționale și creștine, deopotrivă, un om bine ancorat în valorile perene ale neamului românesc, scriitor cu foarte multe cărți și cu o foarte mare ușurință de mișcare între genuri literare. A fost un poet puternic, traducător semnificativ, care ar fi meritat o recunoaștere din timpul vieții. Din păcate, n-a avut parte de ea din pricini de interpretare politică, să spun așa. Un eseist redutabil, un polemist foarte acid și, de asemenea, un mare prozator care nu a apucat să-și dea măsura dimensiunii sale reale în proză. Doar câteva povestiri a publicat într-un volum care a apărut acum un an. Însă Răzvan Codrescu, la rândul lui, a format oameni, mi-a fost prieten apropiat și, din păcate, s-a dus pe neașteptate și nu prea, pentru că el își prevedea sfârșitul, deși n-a avut nicio boală din asta cronică, își prevedea sfârșitul în toate scrierile lui din ultimii 2-3 ani. Își anticipa acest sfârșit. Era o oboseală de viață, dacă vreți, și o deznădejde că lumea pe care a visat-o nu se întrezărește. Cred că acum, după suferința pe care a îndurat-o, el este într-o lume mai bună și că poate să ne ajute mai mult de acolo de unde este. Spuneți-mi, vă rog, domnule Târziu, ce ați continuat dumneavoastră de când sunteți în Parlamentul României, din ce ați învățat în școala numită Formula AS și la editura Rost? Ce ați continuat? Formula AS a fost o viață întreagă pentru mine. Formula AS a fost o școală cu adevărat în care am învățat să mă apropii de proză și de presa literară. Școala numită Sânziana Pop, colega din televiziunea română, pentru că tot aniversăm 65 de ani în televiziune. Sânziana Pop, care face parte dintr-o perioadă extraordinară de reportaj la televiziunea română. Să urma să spun că școala Formula AS a fost pentru mine un privilegiu și a fost o oază de normalitate, datorită Sânzianei Pop, care m-a descoperit la revista Rost și care m-a descoperit prin Marcel Petrișor și prin Răzvan Codrescu, cărora le-am fost discipol destul de ascultător, să spun așa, amândurora.
Sânziana Pop reușește să facă astăzi ceea ce este aproape miraculos, să întrețină o oază de presă de foarte bună calitate și, de, și o școală de reportaj nemaipomenită, în condițiile în care presa scrisă este aproape decimată și în condițiile în care lumea românească nu mai are obișnuința de a citi. Cel puțin nu mai are de a citi deloc, dar rămâite articole lungi. Formula reușește totuși să pătrundă într-o largă plajă de cititori și să bucure sufletele unor generații diferite. S-ar putea crede că este preferată doar de oamenii care s-au obișnuit cu presa scrisă cândva de mult. Nu, nu, nu. Ea are succes și la generațiile mai tinere, care caută substanță, care caută să înțeleagă mai mult din lumea aceasta decât un click pe internet. V-aș propune acum să rămânem în această zonă a scrisului, a cititului și să urmărim un interviu pe care l a acordat colegei mele, Iulia Popescu, profesorul și publicistul Ciprian Apetrei, stabilit în Franța. Să-l urmărim și apoi revenim la discuția de data aceasta aplicată cu probleme, soluții și un prim bilanț. Să-l urmărim pe Ciprian Apetrei. Eu am început să rescriu în limba română acum 6 ani pentru Adevărul. Între timp colaborez cu mai multe ziare, dar în Adevărul am avut o serie care se intitulează De unde sunteți dumneavoastră? Aceasta este o poveste de care nu scapă niciun emigrant de această întrebare. Aveți un mic accent, de unde veniți, din ce țară, cum este acolo, dar de ce sunteți aici, dar nu vă este prea greu, nu vă este dor de casă și așa mai departe. Pe lângă asta, orice emigrant a trecut prin diverse situații, mai vesele, mai puțin vesele, în care a folosit dubla sa identitate. Eu am început să le scriu, am avut foarte mare succes cu aceste întâmplări și așa m-am gândit că asta trebuie să fie și pentru alții interesant. Am început să colecționez astfel de întâmplări, după care m-am gândit să las un spațiu de exprimare. Și atunci, cartea aceasta de povești călătoare, eu am lansat-o public pe o pagină de Facebook și printr-o invitație în Adevărul pentru cei care au vrut să participe. Și cartea a mers foarte bine. Oamenii s-au adus unii pe alții. Întâmplările au adus cititori. Cititorii au făcut să apară alți scriitori. Sunt foarte puțini scriitori profesioniști în carte din acești 43 și este foarte bine așa. Pe o parte dintre ei i-am împins, i-am motivat să scrie, le-am mai corectat, le-am spus că merită să povestească pentru că au ce. Și cred că acesta a fost pariul cărții câștigat de altfel. Am avut două ipoteze când am pornit cartea. Prima ipoteză că există o supra-identitate a celui plecat. Indiferent de vârstă, de vârsta de emigrație, de țară, există ceva care leagă românii din diaspora. Nu știm exact ce era, o intuiție a mea. Se vede asta din carte. Veți vedea poveștile care sunt foarte diferite. Totuși, undeva se leagă. Veți avea impresia că antologia este aleasă, că textele sunt făcute special să lege unele cu celelalte. Nu este așa. Pare să fie o întâmplare. De fapt, eu cred că este această supra-identitate care se conturează și care ne face să fim solidari în ciuda diferențelor noastre în diaspora. De aceea, a doua ipoteză era că sunt povești care așteaptă să fie spuse. E foarte puțină literatură despre diaspora. Diaspora este foarte puțin prezentă, din păcate, și în literatură și în jurnalism, și cred că undeva este nevoie de o astfel de voce. Și atunci această carte s-a potrivit foarte bine, iar recordurile sunt formidabile din toată lumea. Este o mare plăcere să vezi că din Canada până în Australia aceste povești sunt citite, sunt apreciate și fiecare își găsește ceva din propriul lui suflet acolo, în această întâlnire cu celălalt care este la fel ca mine, în toate diferențele acestea, în toată această diversitate de trăiri din diaspora, Statele Unite ale României, am scris eu în argumentul acestei cărți. Rozum Press pleacă de la aceeași nevoie a diasporii de a povesti. Rozum Press a născut dintr-o întâlnire. Eram atunci 6 jurnaliști. Era la începutul pandemiei. Acum deja ne-am obișnuit, atunci părea că va fi un moment peste care vom trece. Și atunci, prima întâlnire a fost pur și simplu să vedem ce facem, dacă suntem bine. Eram 6 jurnaliști din 4 țări diferite europene.
Ne-am întâlnit să dezbatem cum este situația în fiecare țară, vă aduceți aminte, ne tot uitam cum este în Spania, cum este în Italia, cum este în România, cum este în Anglia, ce măsuri să iau, în ce condiții mai putem sau nu să facem anumite activități, să călătorim. Asta a fost prima dezbatere, am spus noi atunci dezbatere de carantină și o a doua discuție care a avut loc în același timp a fost de unde ne informăm. A fost foarte interesant fiecare ce surse de informare are în țara lui, în România. Iar această dezbatere a fost cam o oră. Am avut Miruna Căjvăneanu din Roma, care este inițiatora proiectului, a avut ideea să o înregistreze, o idee foarte bună. Și revăzând înregistrarea, ne-am dat seama că acest lucru poate să fie interesant. Ne-am dat seama că e prima dată când avem în același timp, într-o manieră clară și subțintă, informații din atâtea țări. Și ne-am gândit, asta poate să intereseze publicul. Am publicat înregistrarea și, într-adevăr, succesul a fost imediat. Am avut ecouri din toată lumea, în sfârșit avem unde să ne uităm la informații despre diaspora. Foarte bine, ce nu faceți asta mai des? Asta ne-am întrebat și noi și ne-am gândit, haideți să facem. Haideți să facem un proiect care atunci părea efemer, să facem o întâlnire la care să chemăm și alți jurnaliști. Apoi am extins formatul, am început să avem interviuri, am avut oameni politici, oameni de cultură, ingineri, am avut foarte mulți invitați din diaspora și Rozu Preț a devenit o familie și a devenit un nume în diaspora. Iar acum suntem la cea de-a treia ediție, iată, pandemia nu s-a terminat așa cum speram atunci. Există o viață după pandemie, totuși, diferită de ceea ce a fost la început. Dezbaterea a devenit mult mai complicată și mult mai complexă. Vorbim deja de viața de după pandemie, vorbim de modul în care ne putem reconstrui. Am avut dezbatere electorale, am vorbit foarte mult despre circumscripția 43 diaspora, am vorbit despre economie. Și este un proiect care începe să devină permanent și care are succes. Între timp am rămas 5 jurnaliști. Foarte interesant, unul dintre noi s-a întors în România, Gelu Vlașin, care la Spania la începutul proiectului, între timp este repatriat în România de aproape un an și este foarte mulțumit. O poveste foarte interesantă și mai rară. Foarte mulțumit, foarte mulțumit copiilor care au plecat din centrul Madridului pentru a locui într-un cătun între Bistrița și Maramureș. Între timp am colecționat foarte multe povești ale românilor din diaspora, am făcut un club al celor care ne urmăresc, al celor care au participat la emisiuni, avem oameni care ne urmăresc în mod constant pe tot globul și începe să devină un punct de reper acest Rozu Preț și începe să devină o joacă foarte serioasă. Domnule senator Târziu, difuzăm la TVR Internațional un proiect care a început pe TVR3, a doua emigrare, și în curând îl vom revedea și pe Gelu Vlașin, de data aceasta trăind a doua emigrare, cea de acasă. V-aș propune să începem cu asta, cu diaspora economică, cu cei plecați și care, iată, au decis să revină acasă. Din păcate, cei care decis să revină acasă sunt prea puțini, mult prea puțini. Statul român ar trebui să facă eforturi susținute pentru a crea condițiile unei întoarceri masive în România. Sunt peste 5 milioane de români plecați în afara granițelor, în special din motive economice. Eu le spun exilul economic, nu diaspora economică. Pentru că ei au plecat acolo de foame, de nevoia de a avea o viață mai bună, de a câștiga o pâine mai albă. Nu pentru că au vrut să facă lucrul ăsta, nu pentru că au vrut să experimenteze traiul pe alte meridiane. Și atunci, datoria noastră a celor care avem o funcție de demnitate publică este să facem posibile condițiile întoarcerii acasă a celor care vor să întoarcă acasă, pentru că foarte mulți s-au obișnuit acolo și au crescut copiii până la o anumită vârstă în străinătate, cu o limbă străină, cu tradiții străine și nu mai vor să se întoarcă sau nu mai pot să se întoarcă. Dar sunt destui care ar putea să se întoarcă și de care avem mare, mare nevoie, pentru că ne lipsește expertiza lor, ne lipsește frățietatea lor și am avea nevoie de abilitățile lor și de dorința lor de a construi ceva bun în România, așa cum au văzut că e posibil să existe pe alte meleaguri. Dorul de frate nu poate fi ostuit de nimic, iar acești frați ai noștri, pentru că sunt frați, nu există, cred că, familie care să nu aibă cel puțin un membru plecat în străinătate,
Și acest dor de fraze, părinți, nu poate fi nici ignorat, nici șters, nici amânat cumva. El este o durere permanentă. Trebuie să ne reîntregim România și sub acest aspect al reîntoarcerii fraților acasă, așa cum trebuie să o reîntregim și în granițele ei firești pe care le-a cunoscut în 1918. Mă gândeam la românii care muncesc în Italia, în Spania, pentru a menționa doar țările cu cel mai mare număr de cetățeni români și nu pot să nu-mi amintesc că în 2007, anul integrării noastre în Uniunea Europeană, la Torino erau din Bacău, din oraș și din județ, o comunitate uriașă, i-aș spune eu. N-a scăzut foarte mult, ceea ce nu e bine. Nici pe departe. Dimpotrivă, valul de emigrație continuă. Se întorc 100.000 și pleacă 200.000 de români. Nu este deloc ceva ce ne poate liniști și cu atât mai puțin ne liniștește cu cât în țară există o problemă demografică reală care ar trebui să ne preocupe, pentru că în curând nu vom mai fi un popor, nu vom mai fi un stat. Atâta vreme cât din doi copii unul se naște în străinătate, este ceva teribil pentru o națiune. După Siria, se știe foarte bine, România este al doilea furnizor de migranți în lume, fără ca în România să existe un război. Totuși, este dramatic și nu putem să mergem mai departe liniștiți. Dom'le, e un dat al firii, este o fatalitate, nu putem să o schimbăm. Nu, avem datoria asta să găsim soluții să schimbăm. Din păcate, și cu acești ultimi doi ani de criză sanitară și cu crizele multiple pe care le traversăm, economică, politică, dar mai ales educațională, nu am găsit nici resursele și nici modalitățile de a face din România o țară de dorit pentru a fi locul de viață al fraților noștri și altora de pe alte meleaguri. Mă rog, au venit totuși unii care erau mai vitregiți de soartă prin Asia, dar asta nu este nicio mânghiere. Pe de altă parte, nu putem să nu ne gândim la faptul că există deficit de forță de muncă în sectoare în care expertiza românilor care muncesc în străinătate ne-ar prinde foarte, foarte, foarte bine și lor le-ar prinde foarte bine și cu toate acestea nu au curajul să revină. Eu să știți că înainte de a intra în politică am făcut foarte multe reportaje în străinătate prin comunitățile de români și am înțeles de ce mulți ezită să se întoarcă acasă, deși dorul îi chinuia și ar fi vrut să se întoarcă la familiile lor, la rudele lor, la plaiurile lor, pentru că și asta, dorul de o anumită geografie, de un anumit spațiu etnocultural, să știți că este la fel de puternic ca dorul de rudele tale. Și dacă ați afla practic ce împiedică, sunt lucruri rezolvabile. Îi împiedică nesiguranța pe care o arată statul român în toate aspectele lui, dar mai ales cu privire la sănătate, educație și ordine publică. Astea sunt chestiunile care îi blochează, care îi sperie. S-au obișnuit deja în anumite regimuri democratice și mai aproape de normalitate din punctul ăsta de vedere, care le oferă un trai fără surprize neplăcute. Nu mai sunt dispuși nici să ia birocrația românească de la capăt, nici să riște intrând într-un spital vii și ieșind în saci de plastic și așa mai departe. Deci este foarte grav ce se întâmplă, iar
Toată această responsabilitate cade pe clasa politică românească din ultimii 31 de ani. Eu, deși am intrat de numai 10 luni în Parlament, mă simt responsabil pentru că încă nu găsesc mijloacele de a face ceva în beneficiul lor. Deși am încercat pe toate căile și mai ales în calitate de președinte al Comisiei pentru Oameni de Pretutindeni, de câte ori am fost sesizat, am încercat să sensibilizez autoritățile, să determin mișcări, să determin... Este o luptă cu morile de vânt. Din păcate, statul român nu are o politică articulată pentru românii de pretutindeni, pentru românii din exilul economic și pentru românii din comunitățile istorice din jurul granițelor. Dar de strategii nu am dus lipsă. Periodic tot încercăm să regândim strategii. Ne ocupăm foarte bine de strategii, dar... nu prea se văd și faptul că nu avem continuitate și tot reinventăm și tot încercăm să mai inovăm. Haideți să vă dăm un exemplu de strategie. Da? Am avut un secretar de stat la Departamentul Românilor de Pretutindeni, care ar trebui să răspundă de comunitățile de români de pretutindeni, nu? Și care ar trebui să fie în ajutorul lor. O doamnă, nu contează de la ce partid, că nu e o dispută politică aici, dar... o doamnă care avea ca singură preocupare să facă live-uri pe Facebook în timpul programului de muncă și care n-avea habar, dar habar de nimic din ceea ce se întâmplă în comunitățile de afară, deși ea provenea din emigrația română. Adică a fost afară, a făcut studii, a lucrat acolo și când s-a întors în țară, n-a știut nimic din ceea ce trebuie să facă pentru cei de afară. M-a stupefiat, vă spun. Și nici măcar nu accepta sugestii sau ajutor din partea celor care ar fi știut. Lucrurile sunt discutabile, domnule senator. Da, bineînțeles, așa le văd eu din perspectiva mea. Da, pentru că adevărul niciodată nu e alb sau negru și pe de altă parte trebuie să recunoaștem, am traversat și traversăm încă o perioadă în care aceste mijloace de comunicare pe Facebook, pe internet sunt practicabile. Cred că săptămâna trecută au fost astfel de întâlniri, diaspora, problemele consulare pe care le au românii și a fost organizat la Madrid, a fost organizat și în Italia și cu beneficii, adică oamenii până la urmă intră online, pun întrebări, rezolvă chestiuni, atrag atenția, n-aș dar fi să împotriva. Ne înțelegem, să ne înțelegem, asta este una și eu nu resping astfel de întâlniri chiar și virtuale. Nu desconsider deloc tehnologia modernă, o folosesc la cea mai înaltă intensitate, dar asta când este într-adevăr pentru comunicare, într-adevăr pentru rezolvarea unor probleme, nu atunci când tu faci exerciții de narcisism. Pe de altă parte, nu pot să nu mă gândesc la Paștele de anul acesta și m-am uitat cu bucurie când Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a transmis în noaptea de înviere de la o bisericuță din Bucovina. Am apreciat mult acest lucru. Da, sunt paliative, da. V-aș propune acum, mai rămânem în această zonă, dacă ar fi să identificăm, pentru că am vorbit noi de diaspora economică, să zicem, a oamenilor plecați să muncească pentru un trai mai bun. Una, două, trei probleme presante și apoi v-aș propune să mergem la problemele din comunitățile istorice. Dar până atunci, care sunt cele mai presante probleme pe care le-ați primit semnalate în calitatea aceasta în Parlament? Cea mai mare problemă este a documentelor pe care trebuie să și le procure românii din străinătate prin intermediul consulatelor și ambasadelor noastre, care nu fac față solicitărilor, mai ales în ultimii ani când a fost și această pandemie care a impus anumite restricții. Sistemul online și de telefonie gândit pentru a prelua din solicitările lor este subdimensionat. Asta nu o spun eu, o spune chiar șeful oficiilor consulare. L-am chemat la comisie pentru audiere în acest scop pentru că primeam foarte multe reclamații de tipul ăsta. Și de asemenea, pentru că personalul consular este subdimensionat,
nu are cum să facă față solicitărilor. Primesc mai puțini oameni într-un program normal de muncă, dar sunt puține consulate, puține angajați și este dramatic. Am văzut că și ambasadori, bună oară, cum este domnul Emil Hurezeanu, care a fost în Germania și ne-a spus că acolo erau practic două consulate și ambasada, care încercau să ofere asistență românilor din Germania și nu reușeau, pentru că acolo sunt foarte mulți români. Gândiți-vă că în Spania sunt mai multe oficii consulare și cu toate acestea tot nu fac față. În Italia la fel, în Marea Britanie nu mai spun câte reclamații ne vin de acolo, dar oamenii aceia care lucrează în ambasade nu sunt vinovați, pentru că nu ține de ei. Ei fac tot ce omenește posibil și înțelegem. Statul român poartă responsabilitatea, pentru că ar trebui să acorde o finanțare mai substanțială, astfel încât să poată să angajeze mai mulți oameni, să deschidă mai multe oficii consulare și astfel să fie mai aproape de românii de acolo, care au nevoie de tot felul de acte și de tot felul de servicii consulare până la urmă. Este ceva ce nu pot să-mi dau seama cum ar fi rezolvabil foarte scurt. Eram foarte curios să-l solicit cu această problemă pe ministrul de externe Aurescu, dacă ar fi revenit să capete un nou mandat într-un alt guvern decât cel care este demis deja. Dar nu s-a mai întâmplat asta. În mod clar, domnul Barna, care a candidat și el la un moment dat pentru această poziție, nu era pregătit să răspundă, nu știa să răspundă la lucrurile astea, nu este familiar cu politica externă a României și cu problemele Ministerului de Externe. A doua problemă este aceasta care ține de, pe care ați menționat-o dumneavoastră, a doua problemă presantă. O a doua problemă presantă este a celor care, dar este o problemă foarte importantă de care nimeni nu se ocupă și pentru care am primit un răspuns dezamăgitor din partea domnului Aurescu la momentul când am făcut bugetul pe anul în curs, și anume a celor care mor în străinătate și nu pot fi repatriați. Nu, familiile nu au bani, nu pot să îi repatrieze, să îi îngroape în pământul țării. Nu există fonduri pentru așa ceva, Ministerul de Externe nu poate să intervină, deși domnul Aurescu, Bogdan Aurescu, mi-a spus că sigur că da, este un fond de rezervă din care se poate, nu s-a întâmplat asta niciodată, adică să plătească o astfel de înapoiere a trupului nesuflețit a vreunui român care a decedat peste granițe în ultimul an cel puțin. De când sunt eu parlamentar și primesc tot felul de solicitări în acest sens. Dar poate că asta zici că, domne, e o chestiune mai rară. Nu, e destul de des întâlnită și are o încărcătură emoțională foarte mare. Pentru că atunci când cineva drag pleacă din lumea celor vii, vrei să faci totul pentru el ca să fie bine, să fii tu împăcat cu tine. Și dacă nu poți să faci asta, este o durere extraordinară, nu? V-aș mai întreba încă ceva. Faptul că în continuare mai sunt cetățeni români care muncesc în străinătate fără forme legale, e grav. Este grav. Pentru că sunt acele accidente de muncă. Este grav, și din da. Păcate omul nu primește absolut nimic. Este grav, dar e un fenomen într-o zona de retractivitate, să spun așa, de retragere, pentru că de când sunt restricțiile astea cu pandemia, a fost mai puțin posibilă munca la negru, da. Nu e asta o problemă care să doară foarte tare, dar sunt multe, multe alte probleme pe care nici nu știu dacă mi le amintesc acum, dar de-a lungul timpului ele au fost semnalate și care preocupă emigrația română și pentru care statul este chemat să dea răspunsuri. Trebuie să aibă întotdeauna soluții. Nu există scuze aici. Bun. Vă propun să mergem la comunitățile istorice.
Am urmărit agenda celor două comisii din Senat și din Camera Deputaților și au fost mai multe întâlniri în aceste zone. Haideți să începem cu Ucraina, pentru că această emisiune se numește articolul 7 după articolul din Constituția României și vorbim despre drepturi fundamentale, drepturi care sunt încălcate în mai multe state din jurul României și, din păcate, nu există acea reciprocitate. România respectă drepturile minorităților, iar noi avem în continuare mari probleme. Și să începem cu învățământul în limba română, domnule Târziu. Da, din păcate, iarăși, statul român pare că a abandonat comunitățile românești din jurul granițelor sale, comunitățile istorice. Vă amintesc că nici până astăzi nu au fost date bursele pentru românii din Ucraina care învață în limba română. De asemenea, nu există niciun fel de suport de programe culturale. Se întâmplă să se acorde anumite ajutoare absolut neprogramatic, la întâmplare și dacă dă Dumnezeu, să spunem așa. Anul acesta nu s-a întâmplat nici asta. Ei trăiesc un sentiment de abandon și cu atât mai frustrant cu cât alte comunități, de pildă comunitatea maghiarilor din Ucraina, beneficiază de un sprijin mult mai puternic din partea statului ungar decât beneficiază românii din Ucraina din partea statului român. Maghiarii din Ucraina au învățământ în limba lor, chiar dacă și pe ei vizează această lege destul de discutabilă și destul de anti-minorități a educației de la Kiev. Ei beneficiază de programe culturale, beneficiază de un sprijin real din partea statului lor, pe când românii noștri sunt cu totul abandonați. Vă amintesc că la Cernăuți există un centru cultural care stă în picioare numai prin bunăvoința unui privat, o televiziune pe internet care nu știu cum subzistă, doar prin ambiția unui om, și o seamă de dascăli care încă se mai ambiționează să ofere lecții de limba română copiilor care vor să mai învețe limba română de acolo, fără să existe ceva foarte bine articulat, în ciuda faptului că în Ucraina sunt 500.000 de români, aproximativ, care ar avea nevoie de sprijinul nostru, care au nevoie de dragostea noastră, au nevoie să știe că nu i-am părăsit. Și noi la TVR, la TVR Internațional, la TVR Moldova, difuzăm reportajele pe care le realizează Vitalie Zâgrea, extraordinare, și problemele pe care le semnalează și soluțiile care se caută, într-adevăr, sunt zone cu situații dramatice. Am urmărit în vara aceasta acel forum internațional care s-a desfășurat, cred că la Ismail, nu? În regiunea, da, Odessa, comunitățile românești din regiunea Odessa, modalități eficiente de dezvoltare a relațiilor ucrainiano-române. Ați fost acolo, nu? Am fost acolo și probabil că am surprins autoritățile locale și regionale, pentru că am avut o abordare neobișnuită pentru ei. I-am luat foarte tare, ca să folosesc o expresie mai puțin academică, în sensul în care am spus, dom'le, cum e posibil ca ucrainienii din România să beneficieze de toate drepturile cuvenite unor minorități? Noi suntem, se știe, nu? Un model de conviețuire cu minoritățile naționale, iar aici toate drepturile să fie încălcate. Cum e posibil așa ceva? Și, mă rog, au încercat să o dea pe partea economică, pe partea administrativă, numai să nu vorbească despre limba română. Domnule, hotărâți-vă dacă limba moldovenească e și limba română și așa mai departe. Domnule, la Kiev acest lucru este statuat, da? S-a recunoscut similitudinea între cele două așa zise limbi. Da, este limba română, iar limba moldovenească nu e nimic altceva decât tot limba română. Cum la dumneavoastră n-a ajuns informația asta? Mă rog, am avut o discuție destul de tare cu ei, care nu le-a plăcut.
dar care probabil că i-a pus într-un fel pe gânduri, pentru că există în sfârșit oficiali români care se interesează de situația românilor de acolo. Am încercat să le dau speranță oamenilor, să le arăt că nu au rămas chiar singuri și că ne mai gândim la ei, încercăm să-i ajutăm cu tot ce se poate. Ei sunt într-o situație extrem, extrem de grea. Zonele, altădată, masiv românești, au foarte puțini copii acum de școală. Și în curând n-or să mai aibă pe cine trimite la școală, ca să spunem în limba română. Nu mai spun că nu au materiale didactice, nu le-au acceptat manuale decât venind pe via Chișinău, limba moldovenească și așa mai departe, dar nu au lucruri esențiale, nu au hărți, nu au, nu mai spun de tot ce înseamnă digitalizare, nu există așa ceva. E foarte, foarte greu pentru ei acolo. E o sărăcie lucie și este mare dezlândejde. Din Ucraina v-aș propune să mergem în Serbia, mai precis la Voivodina. La Voivodina e o situație mai bună, dar nu cu mult mai bună. Dacă, iarăși fac o comparație, pentru că am văzut lucrurile cum stau și trebuie spuse, chiar dacă ne convin, chiar dacă nu ne convin. În vreme ce Ungaria, în Voivodina, unde are o minoritate maghiară destul de numeroasă, investește în circa 80 de milioane de euro pe an, noi nu investim nici măcar 100 de mii de euro pe an. Și avem acolo sute de mii de români. Nu dăm programe suficiente comunității române. Acolo e o situație mai bună, asta spuneam, prin comparație cu Valea Timocului, unde chiar nu le sunt recunoscute niciun fel de drepturi. De ce așa într-o parte a Serbiei, la sud, și altfel mai la nord? Pentru că mai la nord erau și maghiarii care s-au bătut pentru drepturile lor și, prin extensie, am beneficiat și noi de câte ceva, iar la sud nu mai erau maghiarii. Erau bulgarii care voiau să asimileze, sunt bulgarii, nu? Care voiau să asimileze cât se poate din românitatea de acolo. Și erau sârbi care, și sunt sârbi care duc o politică de deznaționalizare a românilor, de asimilare forțată a lor, nu le permit limba română în școli, nu le permit slujbe în limba română în biserici, nu le permit biserici făcute de preoți români. Știm cazul părintului Boian, care a trecut prin tot felul de cazne. Am fost acolo, am mers în toată regiunea, am văzut care sunt problemele. Mai mult decât atât, acum o companie, o mare companie chineză de minerit, a primit voie de la statul sârb să facă tot felul de lucrări pe acolo, astfel încât au otrăvit apele și au poluat aerul și pur și simplu îi alungă din acele teritorii pe români, din teritoriile lor pe care stau de sute de ani. Este dramatic. Am făcut multe intervenții la Ministerul de Externe. Am făcut intervenții la Comisia Europeană pentru românii din Valea Timocului. Mi s-a răspuns totdeauna diplomatic și fără niciun fel de urmări. Albania. La fel, în aceste aproape 10 luni ați mers, cred că, de mai multe ori, nu? În Albania, împreună cu colegii din Comisia de la Senat, dar și cu cei din Camera Deputaților. Da. Am mers acolo pentru că în Albania este o situație mai bună. Minoritatea română este recunoscută. Autoritățile au permis și școli private în dialectul român și în limba literară română. Sunt acolo două școli care funcționează deja. Ultima a fost deschisă la Selenița. Ambasador Vasile Stoica și cealaltă, nu? Administrator școlar, cum, Nicuță Balamaci, nu? Da, am fost acolo la deschiderea la școlii din Selenița. Ce se întâmplă? Încă, potrivit legii albaneze, nu sunt oferite toate drepturile care ar trebui minorității a române. Nu sunt oferite pentru că statul albanez, chiar dacă prevede legal,
nu are neapărat un interes să vină el să te tragă de mânică să beneficiezi de acele drepturi. Trebuie o bună organizare a comunităților armonice acolo și mai ales o susținere din partea statului român, care să vină să preseze, pentru că Albania vrea să fie membră în Uniunea Europeană, vrea să facă afaceri cu România, are tot felul de interese de tipul ăsta, care pot fi satisfăcute dacă respectă ceea ce și noi am respectat atunci când am aderat la structurile internaționale, nu? E ceva firesc. Noi, statul român, trebuie să solicităm ca a românii de acolo, care sunt minoritate înrudită cu statul nostru, să beneficieze de tot ceea ce legea albaneză, încă o dată, prevede și organizațiile a românilor din Albania să ofere cadrul necesar și să facă diligențele necesare pentru a avea aceste beneficii. Școli în limbă, în dialectul român și în limba literară română, biserici cu slujire în dialectul român, presă în dialectul român, reprezentare parlamentară și toate cele cuvenite, exact cum se întâmplă cu albanezii din România, de exemplu. Dar este o situație mult mai bună în Albania și am găsit acolo autorități foarte deschise, foarte prietenoase și care înțeleg că trebuie să se conformeze acestui regim european, dacă vreți. Domnule senator Târziu, sunteți membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România? Nu sunt. Am fost într-o singură, mă rog, în două organizații ale ziariștilor, pe vremuri, în anii 90, în Asociația Ziariștilor Români, care nici nu mai există, și mai târziu în Asociația Ziariștilor și Editorilor Creștini, care de asemenea nu mai are o activitate. Dar în Uniunea Ziariștilor Profesioniști nu am intrat. De mai multe pricini nu găsesc că e potrivit acum să explic de ce, dar am ezitat să intru. Ne apropiem de finalul emisiunii. Au trecut 10 luni din acest mandat pe care îl aveți în fruntea Comisiei pentru Românii de Pretutindeni din Senat. Speranța moare ultima, nădejdea, nu? Trebuie să sperăm că... Trebuie să sperăm și trebuie să și acționăm în timp ce sperăm, pentru că nu o să ne pice din cer nimic. Eu cred că am reușit totuși printr-un tur pe care l-am făcut în jurul granițelor României, în comunitățile vechi românești, să arăt că există oficiali români interesați de soarta românilor din jurul României, să dau un semnal nu doar comunităților, ci și autorităților din acele state. Mai mult decât atât, am presat asupra Ministerului de Externe să se aplece cu o sârdie și cu programe speciale pe aceste comunități. De asemenea, am sesizat și Comisia Europeană cu privire la aceste comunități. Vă mulțumesc foarte mult și Doamne ajută! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Iar pe dumneavoastră, doamnelor și domnilor, înainte de a ne lua la revedere, vă invit să urmăriți un material de la ultimele trei gale ale Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Numai bine de acasă, la revedere! Ție ți-a fost dat și ți-a fost lăsat să fii mărturia clipei veșnicia. Ia-ți loc doar conștiința ta, jurnalistule. Nu te amăgi cât ești printre vii, că vei fi bogat prin ce-ai consemnat. Banii nu sunt plata ta, jurnalistule. Cât ești printre vii, că vei fi bogat prin ce-ai consemnat. Istoria este plata ta. Nu te amăgi. Cât ești printre vii, că vei fi bogat prin ce-ai consemnat. Istoria este plata ta.
Să-l primim cu inima deschisă, cu gânduri bune și aplauze pe cel care ne îndeamnă mereu să respectăm canoanele profesiei și să fim dedicați 100% jurnalismului românesc. Președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, domnul Doru Dinu Glăvan. Cu bucurie și cu satisfacție sunt din nou aici, la televiziunea publică, să susținem un important eveniment al nostru, al Breslea, spune eu, și să credem că și de acum încolo Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România va aduna tot mai mult lume din această spectaculoasă, controversată meserie, dar deosebit de importantă și de serioasă. Cred că premiile Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România vor atrage și în continuare, ca și în ultimii ani, tot mai mulți participanți la categoriile pe care le-am propus și că limba română va fi într-adevăr întregitoare de neam. Nu am făcut un clasament, nu este un top, au fost aleși de către juriile concursului cele mai spectaculoase produse editoriale, dar cu siguranță și altele ar fi avut locul aici. Tot ce-i românesc nu piere a fost tema concursului propus profesioniștilor din mass media, cât și jurnaliștilor români din țările limitrofe și din diaspora românească, pentru lucrările apărute ori difuzate în cursul anului 2018, prilej de cultivare și confirmare a valorilor jurnalismului românesc. Dragi spectatori, dragi telespectatori, în cadrul galei Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România vor fi premiate cele mai bune producții la următoarele secțiuni: presă online, presă scrisă, revistă, producții de radio, producții de televiziune și carte de publicistică. Juriul, alcătuit din specialiști și profesioniști din domeniul mass media, a ales cele mai bune lucrări din fiecare secțiune. Se va acorda și marele premiu pentru întreaga carieră. Și vom începe decernarea premiilor, însă după cuvântul de bun venit din partea președintelui Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, domnul Doru Dinu Glăvan. Avem satisfacția că în al 100-lea an de existență a Uniunii, la acest concurs profesional s-au înscris peste 90 de participanți, ceea ce înseamnă că Uniunea se bucură de încredere și de respectul celor din Breaslă. Pentru competiția pe acest an, 2019, care va fi, desigur, jurizată anul viitor, avem un titlu pe care îl rosesc acum. Centenarul UZPR, acta non-verba. Nu trebuie să traduc prea mult, doar să spun că așteptăm de la membrii și nemembrii Uniunii, de la toți jurnaliștii noștri, să participe la promovarea acestei uniuni prin materiale consistente și, desigur, permanente, iar premiile de anul viitor vor fi, pe lângă trofeele pe care le pregătim de fiecare dată, și vor fi răsplătite și material. Uniunea Ziariștilor Profesioniști deja este o uniune care se bucură de încredere și cred că merită să se vorbească despre uniune și să fie în această uniune. Mulțumesc și eu, domnule Glăvan, o să vă mai vedem pe această scenă. Ați lansat o provocare membrilor UZPR, sigur vă vor răspunde la această provocare. Cuvântul. Cuvântul scris, cuvântul vorbit. Pentru că ne întoarcem, pentru că la început era cuvântul. Vorbim acum despre președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, care va susține laudatio pentru laureații din categoria de televiziune. Așadar, îl invităm alături de noi pe domnul Doru Dinu Glăvan. O voce de referință a radioului public și o personalitate care, iată, își face marcată prezența activ prin președinția pe care o deține la această uniune profesională. Mulțumesc. Vă rog, domnule Doru Dinu Glăvan. Frumos. Să rămână, bună seara. Desigur, spunea, mi se pare, Mihaela Ioniță, de ceea ce simțim în suflet și eu și Viorel Popescu, radioul. Nu ne dezmintem de acest lucru, dar faptul că sunt în fruntea acestei uniuni, a Breslei, gândul meu se îndreaptă spre tot ceea ce înseamnă presă și oamenii care lucrează în presă. Și dacă am ajuns în sfârșit să vorbesc, și iată, vorbesc despre televiziune,
trebuie să spun că Tervina aceasta este ca o prințesă în presă, care farmecele ei și că poate să devină și regină, pentru că are armele necesare. Și cred tare mult în forța televiziunii, în a aduce lumină, iată, și aduce culoare în viețile noastre. Mă bucur că fac această prezentare pentru televiziune, cred tare mult în forța televiziunii și în forța televiziunii publice. Dar iată că premiile în acest an nu se îndreaptă doar spre televiziunea publică, ci și spre alte televiziuni, pentru că există și televiziuni chiar mai mici care își fac datoria. În sens sau în contrasens? Și apropo de acest titlu, să știți că anul trecut în vară, înainte de a începe pandemia puternică, prin luna mai, cred, ne-am gândit să impulsionăm jurnaliștii să scrie despre acest an în media, în sens și contrasens. Când necazul te doboară și prieteni n-ai să strici, ține minte, sfârșitul nu-i aici. Și când nu mai ai prieteni și nu poți să te ridici, ține minte, sfârșitul nu-i aici. Nu-i aici. Ține minte, sfârșitul nu-i aici.